Vânzătorii unei creme cu pretinse efecte miraculoase le promit moldovenilor suferinți de artrită, prostatită, impotență, psoriazis, hemoriz, obezitate sau afecțiuni mamare. Vindecare garantată. Așa numita cremă minune nu se găsește în farmacii. Poate fi cumpărată doar pe internet și le este indicată, atenție, doar credulilor și naivilor, care nu doar că sunt prostiți în ultimul hal, dar sunt lăsați fără mii de lei în buzunare. Mai mult, își pun viața în pericol. Vă descriem în detalii schema de lucru a escrocilor vindecători, care deocamdată își continuă activitatea. De mai bine de un an, site-urile de mică publicitate, dar și rețelele de socializare sunt invadate de anunțuri însoțite de titluri strigătoare și fotografii sugestive despre o cremă și un elixir cu denumirea Zdarov, care ar avea efecte miraculoase în tratarea mai multor boli. E de ajuns să dai un click pe un astfel de anunț, că imediat ești redirecționat spre un site de unde poți cumpăra crema minune. Odată ajunși la una dintre aceste pagini, clienții sunt supuși unei adevărate terapii de șoc. Noi am ales să accesăm o pagină unde poate fi cumpărată crema pentru afecțiuni reumatice. Mare atenție la mesajul de întâmpinare de pe această pagină. Vrei să scapi odată pentru totdeauna de artrită? Bineînțeles, ar exclama oricare bolnav. Iată următorul nivel al terapiei de șoc. Vedem că există o promoție de reducere de 70% care expiră în 11 ore. Și putem să-l cumpărăm acest produs la suma de doar 399 de lei, e extraordinar. Pentru a induce potențialului client ideea că are de a face cu un producător cu renume, apreciat și căutat de clienți, pe site sunt afișate informații despre numărul celor care îl accesează, dar și despre comenzile făcute. 209 mai mult de 3 ori. Cineva a făcut comandă de 6 creme dintre astea și se gândește, wow! Cineva a făcut comandă de 6. Exact. Se acționează, în momentul ăsta se acționează pe sistemul de turmă. A cumpărat cineva din Chișinău crema asta și înseamnă că pot să aflu mai multe detalii, deci a cumpărat de lângă mine, înseamnă că pot să-mi iau și această cremă. Sunt aproximativ vreo 30 de nume, am găsit eu pe unele din site-uri. Aceste nume se repetă și, bineînțeles, aceste nume nu sunt reale. Site-ul ăsta avem o cremă pentru tratarea unor afecțiuni la sân și avem niște imagini unde chiar sunt, să spun așa, dramatice. Ne arată explicit ce probleme pot apărea și ce ar trebui să facă oamenii să cumpere aceste creme pentru a rezolva aceste probleme. Acest lucru, uite și durerea pe care ne-o arată în imagini. Este o formă de marketing agresiv și da, într-adevăr, este o formă și de manipulare, atâta timp cât pe aceste pagini ni se spune clar în față că dacă nu cumpărăm acest produs, nu ne va fi bine și că acest produs este singura noastră scăpare. Un alt indiciu care ne vorbește despre caracterul șarlatanesc al acestor site-uri, dar și al produselor comercializate prin intermediul lor, este și faptul că nici pe una dintre paginile web nu este afișat un telefon de contact al producătorului acestei creme, o oarecare întreprindere din orașul Tveri, Federația Rusă. Culmea este că adresa juridică a acesteia diferă de la un site la altul. Cert este că unei persoane neinițiate în tehnicile de manipulare utilizate de escroci îi va veni greu să distingă adevărul de minciună. Așa că am hotărât să mergem mai departe pe urma pretinșelor vindecători. Am comandat două așa zise creme minune pentru tratamentul artritei și prostatitei. Pe site ni s-a cerut doar un număr de telefon. Peste câteva ore am fost sunați de un reprezentant al companiei. Alo? Alo? Здравствуйте, еще раз, сейчас удобно вам? Да. Кажется, крем для себя приобретать или для кого-то из близких? Нет, для кого-то из близких. Что сейчас беспокоит его? Артроз, артрит? У него артрит вообще-то. В данной ситуации порекомендую пройти вашему отцу курс на 2 месяца, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и устранить все нарушения, которые на данный момент уже присутствуют. Яр акум, атенция. Курс на 2 месяца. Сегодня по акции здесь 8 упаковок по цене 6. То есть 2 упаковки вы еще получаете бесплатно. Этот курс стоит 2444 лея. Adică clientul nu poate cumpăra doar o singură cremă, ci cel puțin 6.
Vorba veche. Vrei, nu vrei, bea Grigore aghiasmă. Peste două zile am fost sunați de angajatul unei firme de curierat. Bună ziua! Bună ziua! Am stat mașina pe este. Azi nu și m-am încărcat comenzile din toate părțile. Și aici toată scrieme, da? Și cumpără lumea, că... Măi, și vinșe eu și la Italia trimit. Ca să fie, să știu eu, de-am 2 ani care. Dar ce, de 2 ani lucrează? Și mai mult. Ai ești cu zdărov? Eu numai 2 ani este. Și dat fiind că angajatul firmei de curierat nu a putut să ne prezinte un bon de casă pentru marfă, dar nici pentru serviciile de livrare. Eu de fapt sunt Sergiu Barbu de la Publica TV. O, eu și bine. Da. Măcar să știu măcar. Exact. Și mai avem alături și colegii mei de la Protecția Consumatorilor. Curierul le-a declarat inspectorilor că livrează comenzi doar în sectorul centru al capitalei. Bărbatul spune că livrează zilnic câte 20-25 de pachete de la Zdarov, iar cele mai multe creme ar ajunge în raioanele Republicii. Cert este că printre cumpărători sunt multe persoane în etate. Sărași oameni, sunt bătrâni, sunt aproape la pat și îi duc în car la etajul, mă duc, bă, bă, ușa, ultima capică, ultima pensie de... Și cum? Sunt și bătrâni de ăștia care... Elei, dar păi cum? Mă, la suflet mă rupie, dar ce să fac? Că e oameni buni. Că deodată întrebări, zic, ia că și cine-s eu? Mie trebuie cu păcat să răspund eu de calitatea lor. După mai bine de jumătate de oră de discuții cu angajatul firmei de curierat, dar și cu șefii acestuia, inspectorii nu au reușit să afle prea multe informații despre expeditorii coletelor cu creme. Haideți atunci transmite numărul curierului, numărul persoanei responsabile de la Zdorov din Moldova. Așa. Și vorbiți cu el. A urmat discuția inspectorilor de la APC cu Adrian, așa numitul responsabil de compania Zdarov în Moldova. Suntem de la Agenția de Protecție a Consumatorilor. Și noi nu putem să vă plătim crema până nu vedem bonul fiscal. În caz contrar, crema rămâne la noi până nu prezentați bonul fiscal. Deci așteptăm până mâine, pe la orele 10. Înțeles. Bine, eu am să revin, am să consumat. Crema este adusă de persoane intermediare. Noi nu cunoaștem cine este vânzătorul, unde se află. Bon de casă, bon fiscal nu se eliberează. Instrucțiunile de utilizare sunt în limba, într-o limbă străină. Dacă se suprapunem cu informația care este pusă pe site, consumatorul are o speranță că acesta este un medicament. De fapt, noi vedem că acesta nu este un medicament. Așadar, toți cei care au comandat crema minune și speră că aceasta le va trata bolile, au luat de fapt o mare țeapă. Pe ambalajul produselor scrie negru pe alb că acestea nu sunt preparate medicamentoase. Aceasta este o practică comercială incorrectă. Care este conținutul acestei creme este până când o enigmă. Cât despre misteriosul reprezentant al companiei Zdarov în Moldova, acesta nu a mai ajuns la APC și nu mai răspunde la telefon. În aceste condiții, cremele cu pretinse proprietăți miraculoase au fost expediate la Centrul Național de Sănătate Publică. Aceste produse nu au fost oficial înregistrate în țară, nu au trecut expertizele necesare și la moment nu ne putem referi la calitatea și siguranța acestor produse. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor le-au solicitat experților de la CNSP mai multe teste de laborator ale cremelor. Veți afla și concluziile experților, dar puțin mai târziu. Здравствуйте, меня зовут Валерий Владиленович. Отечественная медицина разработала прекрасный крем. Крем Здоров на основе натурального прополиса. Хочу посоветовать вам и советую всем своим пациентам. Через несколько дней пациенты приходят ca mie-s благодарностью. Mesajul acestui așa zis medic este plasat pe toate site-urile care comercializează crema miraculoasă. Nu avem de unde să știm câți moldoveni au crezut celor spuse de el. Cert este că adevărații medici au cu totul altă părere despre acest remediu revoluționar, între ghilimele. Iată ce spune șeful Centrului Municipal de Andrologie despre crema Zdarov, care le promite bărbaților moldoveni salvarea de prostatită. Doamne, asta nu este preparat, asta este... Scuchirea e adevărat. Dacă acest crem ar avea așa proprietăți miraculoase, atunci vă asigur că în fața, la fiecare instituție medicală, ar sta un monument cu acest unguent.
este interzis administrarea unor preparate care nu sunt preparate medicamentoase per rectum. Și eu sunt precis că cu această canulă, introducând per rectum în orificiu anal acest preparat, el în cel mai bun caz la actul de eficație o să iasă în formă neschimbată, în cel mai bun caz, în cel mai rău caz, poate să dea niște reacții locale care să provoace diferite procese inflamatorii la locul unde a fost administrat. Cu o altă cremă destinată pentru tratamentul artritei, care se pretinde că reface chiar și cartilagiile, am mers la șefa secției reumatologie din cadrul Spitalului Clinic Republican. Acest crem, eu prima dată, sincer să vă spun, l-am văzut. Nici o cremă nu poate să refacă cartilagele. Adică sunt preparate, bine studiate și care tot noi ca medici nu spunem că sunt minuni și care categoric o să refacă total cartilajul. Aceasta este doar un mif. Într-adevăr, sunt niște excroci care doar vor să-și facă business pe seama oamenilor. Nadejda Ganea îi îndeamnă pe cei care au comandat asemenea creme să le arunce imediat la gunoi. Medicul afirmă că majoritatea celor care le utilizează nu vor simți niciun efect, însă există și pacienți care riscă enorm de mult. Poate să dea o reacție alergică atât locală, tip dermatită alergică, până și la un șoc anafilactic care poate să se termine fatal, cu deces. Femeia din imagine este una dintre clientele escrocelor vindecători. Nu a cumpărat o cremă minune, ci un alt preparat cu pretinse efecte miraculoase cu denumirea Zdarov, un așa numit elixir care ajută la slăbit. Действительно, там такие фотографии, такие отзывы, что худею чуть не до 30 килограмм в месяц. И когда вам сказали, что вот аж 6 бутылочек надо купить, как бы не задумались, ой, дорого, не знаю что, или как бы... Нет, я тут задумала, что хорошо похудею. Выходит 2455, если не ошибаюсь, вместе с доставкой. Pentru a scăpa de kilogramele în plus, femeia urma să bea elixirul minune de câte 2 ori pe zi. A fost o întâmplare că s-a răzgândit. După ce a deschis pachetul livrat de curier, și-a dat seama că pe ambalaj nu erau trecute toate componentele despre care se vorbea în publicitatea de pe net. Я открыла, понюхала, я, честно говоря, даже боюсь, я не знаю, что здесь вообще по запаху, но не похоже ни на льняное, ни на прополис. Inițial, femeia i-a cerut socoteala curierului, însă, evident, fără vreun rezultat. Ulterior, clienta a apelat la numărul de telefon de pe care au sunat-o agenții de vânzări de la misterioasa companie Zdarov. Я стала им сразу звонить в тот же день. Я говорю, так и так, вы мне прислали не то, что я заказывала. Они посмотрели, сказали, сейчас мы проверим. Проверили по своей там, по своим данным. Сказали, да, вышла ошибка, завтра вам перезвонят. На второй день мне не позвонили, вторник звоню, и говорю, вот так и так. Говорю, я сомневаюсь, что вы вообще, вот эта компания здоровья, что вы продаете. Тут же кинули трубку, и все, больше я не могла дозвониться до них. Это было все, и тут я поняла, что это развод. Am încercat și noi să discutăm cu cineva de la call-centrul escrocelor vindecători. Rând pe rând am sunat la 3 numere de telefon de pe care aceștia își sună de regulă clienții. К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Am încercat să dăm de urma reprezentanțelor misterioasei companii Zdarov la sediul firmei de curierat, cu care aceștia au un contract de colaborare. Ca persoană juridică, cine sunt? Dacă nu greșesc, mă lucrăm cu dânsul ca persoană fizică. Nu, din nou, companie este o persoană juridică, nu e în Moldova. Și știu, eu asta e compania în Moscova, eu reprezentantul Adrian aici în Moldova, care ne aduce cremurile și respectivă le livrează. Directorul firmei de curierat a refuzat să vorbească la cameră, însă ne-a asigurat că așa numitul client Zdarov, în persoana unui oarecare Adrian, are un număr foarte mic de colete spre expediere, în medie câte 10-15 pe lună. Cât privește perioada de când colaborează, aceasta ar fi de cel mult jumătate de an. Dar subalternii lui Vasile Gălușcă îl contrazic. Am înțeles că comenzi sunt destul de multe. Adică ne-am primit toată ziua, comenzi. Nu, dar
exemplu, zilnic, cam câte comenzi aveți pentru livrare? Adică am înțeles că domnul care a discutat cu prietenul dumneavoastră, sunt câte 20-30 de... Cu dependență, da. Acum, în curat, sunt chiar și mai mult. Mai mult de 20-30 de comenzi? Eu de-am 2 ani care... De ce, de 2 ani lucrează? Ce, e mai mult. Ai este cu zdărov? Eu numai 2 ani este... Spusele șefului firmei de curierat sunt contrazise chiar și de un reprezentant al firmei Zdarov în Moldova, al cărui număr de telefon l-am obținut de la un angajat al firmei de curierat. Am sunat la acest număr sub pretextul că nu am fi primit cremele comandate. Alo? Da, am sunat la manager la curierat și a spus că o să vină curierii când o să fie vreo jumătate de oră, o să fie toți la bază. Îmi verifică că l-a dus dumneavoastră și greșeală a fost acolo. Cremele sunt Moldova, că noi le-am primit, noi primim partide mari, știți, noi le primim împachetate de acolo, noi primim cutii mari cu cremă. Și le împachetăm și trimitem la livrare. Noi creme sunt aici, cu loc. Am primit săptămâna asta o partidă mare de cremă. Iar acum să aflăm concluziile specialiștilor de la Centrul Național de Sănătate Publică care au testat cremele procurate de noi. Aceste produse fac parte din categoria produselor cosmetice. Rezultatele sunt pozitive, adică produsele în linii mari corespund cerințelor. Nu sunt contaminate microbiologic, nu conțin metale toxice, pH-ul este în limita corespunderii. Cât despre ingredientele naturale care ar fi în componența acestor creme ordinare, specialiștii de la CNSP nu au putut nici să le confirme, nici să le infirme prezența. Cu toate acestea, medicii atenționează pe cei care au procurat asemenea creme să nu le folosească. În mediu, un produs de felul ăsta? Da, un produs de felul ăsta ar fi trebuit scos nu mai mult de 80 de lei. Am încercat să aflăm detalii despre producătorul acestor creme pentru frecția piciorului de lemn. Din sursele publice aflăm că directorul firmei este un oarecare Mihail Fadeev. Наша основная ключевая задача – это постоянно разрабатывать новые продукты для того, чтобы расширять, скажем так, линейку офферов по здоровью. И название компании «Здоров» как раз именно про это и говорит. Anterior, același Fadeev a deținut funcția de director la o altă firmă specializată în fabricarea unor preparate cu pretins efect miraculos. В этом бизнесе подходит такой девиз, как «бери и делай», а потом учись на тех ошибках, которые ты совершаешь. Din internet aflăm că prima companie condusă de Fadeev își comercializa produsele prin intermediul sistemului de multilevel marketing, în spatele căruia era de fapt camuflată o piramidă financiară. Probabil aceeași schemă a fost pusă în aplicare și în cazul noii afaceri în domeniul sănătății iluzorii. La scurt timp de la vizita noastră la sediul firmei de curierat, așa numitele call centre ale escrocelor de la Chișinău și-au sistat activitatea. Zvoie mai numer, vremea ne-a отключat.